Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul George Scarlat, senator PNL de Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, să spunem că suntem în direct aici la Reperul TV. O să începem emisiunea de astăzi cu recentul scandal generat de votul din Senat, când dumneavoastră, senatorii PNL și PSD, ați votat în ședința de plen de miercuri proiectul de lege al guvernului prin care pragul pentru abuzul în serviciu se stabilește la 250.000 de lei. Cum s-a ajuns aici, domnule senator? Cum s-a ajuns la sumă sau cum s-a ajuns să votăm? La scandalul acesta. Da, adevărat, am văzut și eu astăzi cel puțin în spațiu public și nu numai, fără să ascund, așa cum ați cunoscut direct și transparent, bineînțeles că noi avem un grup al senatorilor liberali, cum de fapt toate grupurile parlamentare au un astfel de grup, și am văzut foarte multe reacții din partea colegilor mei. Personal vreau să vă spun că chiar dacă am votat acest proiect de lege, recunosc, veneam din Comisia de Agricultură pe care am prezidat-o și am ajuns direct la plen după o întâlnire și în momentul acela pur și simplu liderul de grup a prezentat votul grupului clar și cu toții am votat și plus de asta am votat întreaga coaliție, adică și Partidul Social Democrat, PNL-ul, inclusiv UDMR-ul. A, deci au fost dezbateri. Ce ați votat la momentul acela? Nu pot să spun că nu știam. Știam foarte clar că am votat două acte normative extrem de importante cu privire la legea pensiilor speciale și modificări, mai multe modificări la codul penal. Această modificare cu privire la pragul valoric, cu privire la abuzul în serviciu, e în fapt o respectare a deciziei Curții Constituționale din undeva din 2017, cred că decizia numărul 392, prin care a sesizat legislativul că ar trebui să existe un prag valoric cu privire la diferența juridică între infracțiune și contravenție cu privire la abuzul în serviciu. Cum s-a ajuns valoric la acea cifră după grupă, astăzi vă pot spune, ieri chiar n-aveam de unde să știu, astăzi că au fost dezbateri și au fost discuții inclusiv în sânul coaliției într-un cerc mai restrâns. E adevărat că acest amendament care a fost depus în Comisia Juridică din Senat a fost susținut și cosemnatari au fost colegi de la Partidul Social Democrat, colegi din PNL și inclusiv din UDMR, că au fost propuneri și mai mici, dar au fost propuneri și de praguri mai mari, da? Și s-a ajuns la opțiunea, dar cine anume a spus această sumă de 250.000 de lei, chiar credeți-mă pe cuvânt, efectiv n-am știut de acest prag. În 2017, Liviu Dragnea a încercat să impună pragul de 200.000 de lei, nu 250.000 de lei, 200.000 de lei pentru abuzul în serviciu. Dânsul fiind implicat într-o speță de pe urma căreia, ulterior, i s-a tras și arestul. Atunci, în 2017, lumea a ieșit în stradă scandalizată de acest lucru. Și stau și mă gândesc cum de ați scăpat dumneavoastră, liberalii, acest subiect? Dar nu liberalii, acest fiind corect. Întreaga coaliție, dacă este, e o asumare. Eu vorbim acum doar despre vot. Liberal, pentru că dumneavoastră erați alături de manifestanți în 2017. Am fost, într-adevăr, alături de manifestanți. E adevărat că atunci, când discutăm de ordonanța, celebra ordonanță 13, nu era strict doar pe abuzul în serviciu, pe această valoare. Au mai existat și alte și alte articole, cum să spun, importante în acea ordonanță. Am spus, din 2017, de la decizia Curții Constituționale, ar fi trebuit ca legislativul să aplice, așa cum inclusiv și codul penal, dar cu precădere partea cu pensiile speciale, e jalon în PNRR și trebuie rezolvat, cel puțin cu pensiile speciale, și nu cred că am rezolvat noi la Senat. I-a trecut ieri o lege perfectibilă, având lacune în urma dezbaterilor din plenul Senatului și a reacțiilor din mass media și în dezbaterile publice, și cred că vor exista anumite modificări chiar în Camera Decizională, în Camera Deputaților. Sunt convins că și acest prag
din reacțiile unor, chiar pot să spun majoritar, colegi, în care s-ar putea să se revină de la acest prag. Am văzut tot felul de simulări, dar nu avem nimic am din partea partidului. Că ba 9.000, că ba 100.000. Nu vă cauzează la capitolul imagine atunci când, domnule, am votat noi senatorii așa ceva, după care ne-am dat seama că am votat o prostie și uite, încercăm să tregem. Personal, nu consider că am votat o prostie, că am votat ceva la care decizia a aparținut în coaliție și la liderii de grup din cadrul tuturor partidelor din coaliție și noi, grupurile, am votat la semnul liderului, cum a fost cazul meu, mi-o recunosc. Nu am cunoscut nici valoarea pragului. Dar asta nu înseamnă că liderul de grup n-a cunoscut valoarea pragului și m-a propus o prostie să o votați. Sunt membri și grupul și președintele, viceliderul, președintele Comisiei de Comisiei Juridice din Senat, sunt colegi de-ai mei, acolo unde, de fapt, pentru că ordonanța, proiectul de lege de aprobare a ordonanței nu prevedea acel prag. Și a fost acest prag introdus ca și amendament în Comisia Juridică. E adevărat, dar dincolo de aceste lucruri trebuie să înțelegem și cetățenii și mai mult. A existat o oarecare teamă în rândul funcționarilor publici din tot spectrul, dar cu precădere în administrații publice locale și centrale, dar locale, în care lipsa de asumare între bariera asta fină între a fi penal și a fi, eu știu, să cauzezi un abuz în necunoștință de cauză, este foarte fină. Și acest, adică poți să intri, să ai o contravenție, pentru că dincolo de acest prag mare, care mi se pare și mie un prag destul de ridicat, închisoare între 2 și 7 ani. Între 2 și 7 ani, dar sunt și contravențional amenzi însemnate. Dacă o faci cu bună știință, între 20.000 de lei și 200.000 de lei, amendă persoană fizică, sau dacă o faci din greșeală, cum faci acel abuz, de la 10.000 la 100.000 de lei. Adică amenzile sunt foarte mari. Într-adevăr, e de cântărit. Din punct de vedere juridic, nu-i punctul meu forte pe penal să... Eu am urmărit astăzi consternat declarația colegului dumneavoastră, senatorul PNL Cristian Țăgârlaș. Cristian Țăgârlaș este președintele Comisiei Juridice și ei au dezbătut în cadrul Comisiei Juridice. Deci omul știa despre ce vorbește. Clar, dacă au sunt consemnatarii... Pragul acesta de 250.000 de lei pentru infracțiunea de abuz în serviciu a fost stabilit în coaliție. A fost comunicat membrilor comisiei pe care și l-au însușit. Îmi place genul ăsta de comunicare. Însușit prin amendament, pentru că în calitate de senator poți să faci amendament la lege. Și Țăgârlaș afirmă că nu știe cine a propus valoarea pragului, dar spune că e o decizie politică pe care și-a asumat-o și o să revenim aici la acest cuvânt. În privința nivelului, care e mai mare decât pragul de 200.000 de lei propus la ordonanța de urgență 13 din 2017, senatorul a făcut trimitere la inflație și creșterea prețurilor. Deci, mi se pare asta zâmbesc și eu, pentru că nu are legătură de oameni. Adică, poate a fost, se pare, eu i-am mai spus și ca și coleg, el este un bun avocat, e un profesionist, e jurist de profesie. Eu sunt economist și i-am spus, hai să nu ne mai... Să încercăm să ne ocupăm de ceea ce ne pricepem. Eu sunt pe domeniul la genul agricol, ăsta de declarații, dați-mi să meargă spre stand-up comedy. Atunci, în momentul ăla, trebuie să-i dai și de la 2 ani să-i aplici inflația. Glumim acum, pe cei de acasă, sper să ne înțeleagă și să deci aibă spirit de glumă. Se pune întrebarea, domnule, pentru 200.000 de lei în 2017, da, sute de mii de români au ieșit în stradă. De ce ați ajuns la 250.000 de lei? Și o spune, inflația și creșterea prețurilor. Cred că este o declarație nefericită și cel puțin sub acest aspect vis-a-vis de inflație și acest prag. Nu, pragul într-adevăr a fost dezbătut pentru o echipă restrânsă în cadrul coaliției. Nu s-a înaintat către Senat nicio variantă și acel amendament, cred eu că cel puțin a existat cu liderii și viceliderii în grup restrâns în cadrul coaliției, dacă a apărut acel amendament care a fost și votat în Comisia Juridică, clar e o decizie luată, asumată, nu cea mai fericită, dar clar de care se știa. Dar genul acesta de
vot în Senatul României, care ulterior să fie corectat la Camera Decizională, Camera Deputaților, nu vă, știu eu, afectează imaginea? A mai fost o situație când tot așa ați intervenit telefonic într-o emisiune, vă întrebam eu de votul pentru creșterea salariilor parlamentarilor. S-a dat un da, vot aia în fost, Camera... De asta a mai existat dezbatere. Aia chiar a fost introdus raportul în plenul Senatului ca și suplimentarea ordinii de zi, fără să știe vreun coleg. De aceea, eu cel puțin, la momentul ăla, vis-a-vis de ordine, chiar nu am avut. Și în momentul în care aveți la activ voturi de genul acesta, nu credeți că la un moment dat scade încrederea celor care vă votează în senatori? Eu vreau să vă spun că, în ceea ce mă privește, nu sunt o persoană perfectă. Eu explic colegilor în grupul senator vis-a-vis de cele două comisii în care sunt membru. În cea de agricultură, industria alimentară și dezvoltare rurală și în cea economică, unde clar particip la toate ședințele și dezbat proiecte. Aș putea să vă spun că săptămâna aceasta o lege de nou așteptată cu privire la Consiliul Concurenței, viu disputată în ultimii 5 ani de zile cu privire la dimensiunea și numărul mandatelor pe care trebuie să le ocupe fie președintele Consiliului Concurenței sau vicepreședinții, da? Și a fost dezbătut și a trecut în Senat pentru a clarifica din punct de vedere principial că, doamne, trebuie să existe o limitare a mandatelor pe care le ocupe în funcții publice. Revenind la cele două proiecte de legi votate în această săptămână, nu se dezbat parțial în grupurile partidelor politice. Deciziile se iau, bineînțeles, în oarecum cu majoritate, nu în consens. Și clar, liderul este cel care conduce ședințele de vot final. Dacă, fără să vă trimit o discutat, informare prealabilă, mie așa mi se pare deci, normal. Dom'le, sunt senator al României, vin la ședință și vrei votul meu, măcar spune-mi înainte despre ce votezi. Nu poți, când ai 47 de proiecte pe ordinea de zi, cum a fost unea, sau aproximativ 40 ceva de puncte, când ai foarte multe, nu ai cum să le parcurgi la ședința de grup, unde care durează cam aproximativ 2 ore, să treci să întrebi de toate. Clar, ne oprim acolo unde există dezbatere, mai multe din partea colegilor, unde sunt întrebați colegii care sunt membri în comisiile de specialitate. Eu sunt întrebat și chestionat de către colegi vis-a-vis de tot ceea ce țin de agricultură și industria alimentară și pe cele economice, că sunt membru și în comisia economică. Restul, eu merg pe mâna colegilor de la sănătate. Avem doctori, îmi va și spun, dule, am votat, ce poziție ați avut în comisie? Păi am votat pentru, sau noi ne-am abținut. Și atunci liderul spune, dar coaliția a spus să votăm pentru, voi v-ați abținut, hai să luăm o decizie în grup. Deci sunt și cazuri din acestea în care sunt legi unde decizia se ia în urma unui vot în cadrul grupului, dar cele mai multe dintre ele vin la înțelegere luate ca și decizii în coaliție. Și atunci, clar, ne supunem. Este adevărat. Dumnezeu spune, doamne, dar toată lumea merge acolo și votează la un semn. Nu e un semn. E, în fapt, democrația e în cadrul grupului. Dezbați și când e decizia, toată lumea trebuie să meargă și bine, să respecte. Acum devin puțin de la subiectul inițial. S-au întâmplat și cazuri când liderul de grup a arătat aiurea. Este sunt cazul... și greșeli. Era Partidul Democrat și chiar lider de grup era un deputat Gălățean care în loc să ridice ziua. Da, în loc să ridice ziua, s-a arătat în jos și toată lumea a votat împotrivă. Da. Coleg, așa este. Eu, de exemplu, și mi s-a atras atenția într-un mod colegial la grup, am legi pe care nu le-am votat conform grupului. Pentru că am spus, asta nu este bun. Da, dar s-a luat decizia. Ok, eu permiteți să mă abțin. Legile, pachetul pe legile justițiilor, acele 3 legi, pot de verificat că sunt publice voturile. Nu am votat decât una dintre ele. Deci nu există cu o constrângere, eu știu, domnule, te-am dat afară din grup, dacă chiar crezi că nu este bine. Dar asta, într-adevăr, tot ceea ce au fost ca și modificări în codul penal, nu le-am cunoscut pe toate. Dar în 2017, Rareș Bogdan era unul dintre oamenii care se bătea cu pumnul în piept și se lupta cu sistemul acela nenorocit care vrea să impună 200.000 de lei prin ordonanța de urgență numărul 13.
Ce vă spune astăzi colegul dumneavoastră, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan, politician de data aceasta? Da, Rareș Bogdan, politician, un tânăr politician, pot să spun, cu experiență vastă în ceea ce înseamnă comunicare și partea de media și nu numai, și un tip transparent și sincer. Raună, credeți-mă, îl cunosc. E punctul meu de vedere și îl respect. E punctul meu de vedere, nu îl îmbrățișez. Eu vreau să spun în sensul în care și atunci, pentru că noi oarecum decontăm din acea remarcă, e puțin spus, nu-i termenul cel mai potrivit, pentru că el chiar a crezut că în momentul în care se pot întâmpla lucrurile de azi pe mâine. Pentru că în politică 30 de zile este un timp extrem de scurt. Și, domnule, o să scoatem pensiile speciale. Acum e jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce înseamnă că tranșa 3 de plată e condiționată din punct de vedere a bifării acestui jalon cu privire la modificarea pensiilor. Într-adevăr, în urma dezbaterii, că au fost dezbateri aprinse din partea opoziției, din partea inclusiv dezbateri între membrii coaliției, și Camera Decizională în Camera Deputaților sunt convins că vor apărea și alte amendamente vis-a-vis de ambele proiecte. Întorcându-mă la Corina Brareș, cred că n-am văzut nicio declarație, cel puțin în această săptămână. Niște declarații destul de belicoase la adresa PNL și a celor care au votat. E prim vicepreședinte al partidului, e clar că și sunt convins că discuțiile au fost și în interior și clar, dacă a fost întrebat de către jurnaliști, sunt convins că și-a spus părerea și ceea ce a simțit și parțial poate are și dreptate. Domnule senator, imaginați-vă că vă aflați acum într-o sală plină de votanți PNL, oameni care au participat și la manifestații în 2017. Da. Ce le spuneți dumneavoastră când vă întreabă de ce ați votat? Eu personal mi-aș ceri scuze față de ei, în primul rând, pentru că nu am cum și n-am avut cum să citesc întregul cod penal cu zecile de modificări, mare parte dintre ele, venind în urma unor decizii în ultimii 6 ani de zile pe care le-au dat Curtea Constituțională. Pentru că sunt aici legate de permis, adică limita între contravenție și infracțiune. Au fost modificate foarte multe. Asta a mișcat cel mai mult sau a fost scoasă în evidență de către opoziție și într-adevăr e o realitate. E o chestie destul de gravă. Nu știu ce ar însemna, pentru că noi toți punem aici drobul de sare. Și spunem, domnule, toți din administrația publică locală fură sau sunt sortiți. Vă dați seama, eu cred că tot, cea mare majoritate a oamenilor care sunt funcționari publici sunt oameni corecți și oameni cinstiți. Sigur că da. E adevărat, vor exista și anumite exemplare de oameni care au cu totul o altă preocupare vis-a-vis de activitatea și de funcția ocupată. Sigur, și asta nu e valabil numai în administrația publică. E valabil peste tot, dar acum că privesc în general, privesc partea și discutăm de parte materială, că abuz în serviciu poți să faci și fără a duce prejudiciu material direct instituției pe care o reprezinți, sau poți să faci abuz în serviciu și către un terț. Nu neapărat. Și s-au întâmplat atât de multe cazuri. Când nu vrei să emiți un acord sau nu vrei să emiți, eu știu, o autorizație, o hârtie, ceva care celuilalt îi prejudeci inclusiv din punct de vedere material. Aici e din sud. Dar, cu siguranță, în primul rând mi-aș cere scuze și... Să știți că clar, asta este o atitudine cu adevărat cinstită. Pe deosebire, apropo de faptul că a spus că Rareș Bogdan este un tip foarte deschis și foarte cinstit. Din punctul meu de vedere... Cinstit, mă refer transparent ceea ce simte și transmite. E posibil la a doua zi, vis-a-vis de ceea ce a spus, parțial să-i pară rău sau nu. Dar asta spune la cal. N-ai și să-ți prezinte scuze, nici pentru faptul că... și, mă rog, dar nu este tema emisiunii Rareș, dar nu este printre preferații mei. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Acum o săptămână, colegul dumneavoastră de partid, domnul George Stângă, a fost prezent aici în platoul de filmare. La fel ca și dumneavoastră, a avut cuvinte deloc măgulitoare la adresa ministrului agriculturii, domnul Petre Daia. Un ministru ce a reușit să obțină dintr-o sumă de 25 de milioane de euro, cel puțin astea erau așteptările comunicate
în presă, doar 10 milioane de euro. Întâi de toate, unde s-a greșit? Unde s-a greșit? Dacă ne referim strict la această componentă, sigur, vis-a-vis de banii compensarea unor pierderi cauzate, da, cauzate de către război fermierilor români. Eu aș vrea să mă uit spre soluții, pentru că unde s-a greșit, chiar nu-mi dau seama acum dacă într-adevăr reprezentanții ministerului, în frunte cu domnul ministru Daia, atunci când, când le-au fost solicitate date, documente cu care să demonstreze anumite pierderi ale sectorului sau ale României în întregime pe sectorul vegetal la comisie, dacă au fost cele mai elocvente sau nu. E de analizat aici și există o oarecare nuanță pe care n-aș vrea în această seară în emisiune, dar cred eu totuși că nu este vina ministrului Daia cu privire la banii obținuți. Poate este vina ministrului Daia atunci când ar fi trebuit să facă transparent solicitările comisiei, să știe foarte clar și să fie comunicate în interior, în primul rând, să fie dezbătute cu fermierii și să spună, fraților, așa cum dânsul mai spune, astea sunt cifrele, cu astea trebuie să merg. Sunt cele pe care dumneavoastră ni le-ați prezentat, pentru că aici în urmă și fermierii au o mică parte, nu în chestia asta. Fermierii români, după un an de criză, 2021-2022, an de secetă, cu inputuri extrem, cred că din istoria agriculturii de după Revoluție au fost cele mai scumpe inputuri. Acum ușor s-au mai domolit, au mai crescut, hai să spunem, s-au plafonat. Da? Dar clar, aveau nevoie de susținere. Pe o decizie pe care Comisia a luat-o ca toate statele riverane și nu numai, state ale Uniunii Europene cu privire la relația, pentru că este un caz de forță majoră, războiul vis-a-vis de un stat agresor cum este Rusia, Ucraina chiar nu a avut foarte mari șanse. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dezechilibrezi și să periclitezi securitatea alimentară a celorlalte state, pentru că în fapt asta se întâmplă astăzi. Și să mă întorc la domnul ministru, nu cunosc acum toate amănuntele, că s-a obținut o sumă minimală, haideți să fim, noi am mai greșit o dată aici. Aici, ținând cont de agricultură, la momentul când am spus aderarea, domnule, s-a negociat prost sprijinul pe suprafață. Nu știu dacă la dumneavoastră în emisiune am mai spus-o sau nu. Formula e aceeași la nivelul Uniunii Europene. Din păcate, noi suntem flexibili în datele sau în statistica pe care o avem la nivel național. Flexibil? Flexibil e un termen în ghilimele. Să termenul mincinoși să dezinformați? Să nu dezinformăm, exact. Am înțeles. Pentru că la aderare, în 2007, formula a fost simplu. Media ultimilor ani de producție la grâu, înmulțit cu 46,80 și ceva de genul euro pe tonă, aia era subvenția de bază. Noi astăzi o avem undeva în 99 de euro subvenția de bază, pentru că aveam undeva la 2200. Se raportează la producție. Păi nu, nu s-a raportat producția mea, pentru că fermierul când era sunat și era pe nu știu, mă sună de la primărie, doamna. Cât grâu ai făcut? Scala, 1800, 2000. A nu știa nimeni că acele date la un moment dat vor rămâne scrise în istorie și ne pun. Pentru că, spre exemplu, Franța a avut 6,4 tone medie la hectare, mulțit cu 46 de euro, aproape are 300 de euro subvenții de bază, plus celelalte mecanisme la care s-au dat, tânăr, fermier și toate schemele pe mediu și mai departe, ajung la 500-600 de euro pe hectare. Noi ajungem maxim la 196 de euro medie, plus minus, 176. Pentru că au avut alte... Nu e pentru că am avut niște producții. Eu nu cred că în România am avut chiar producțiile cele mai mici, dar ele au fost date prezentate. Întorcându-mă la anul 2023, s-au obținut 10 milioane. Da, foarte puțin. Spun foarte puțin pentru că, datorită președintelui țării, nu că ar fi văzut, dar cred că cunoaște și este unul din oamenii, dacă nu primul om, cel mai informat în toate domeniile, clar este printre oamenii cei mai informați din România. Și atunci foarte clar, situația este gravă în sectorul vegetal și totodată în sectorul agricol, pentru că nici zootehnia nu este foarte departe. Dar când vezi un stat mult mai mic decât tine, Bulgaria,
care este tot în bazinul Mării Negre aici cu noi și ia 16-17 milioane și tu iei doar 10 milioane, cred că nu mai e caz de formule și cred că aici ar fi trebuit negociere. Aici nu știu și nu am elementele dacă domnul ministru Daia a avut toate datele pentru a negocia pe masă cu Comisia. Ceea ce este îmbucurător este că în aceste zile, datorită intervenției președintelor, mă repet, doamna Ursula von der Leyen a dat acces de a suplimenta suma din fondul de rezervă la dispoziția Comisiei Europene pentru toate statele, pentru că noi suntem Polonia, România, Bulgaria, direct, chiar și Ungaria are graniță cu direct afectați, dar și piața, în general, piața cerealelor din Europa a fost puțin perichetată. Adică suma asta de 10 milioane pe care este am obținut-o infimă. Noi va fi completată cu... În primul rând este completată, de știut pentru fermierii de acasă, este completată cu încă 10 milioane de euro, cele 10 milioane cu 10 milioane de euro de la bugetul național. Asta am auzit pe domnul... E ca o compensare, dar într-adevăr, din bugetul, din buzunarul tuturor, nu e din Europa. Și sunt șanse foarte mari să se obțină o sumă suplimentară din suma care va fi alocată la nivelul Comisiei. Să sperăm că, în decursul acestor zile, dacă nu cel mai târziu săptămâna viitoare, clar vom ști exact ce sumă va primi. Eu am altă semn de întrebare și aici fac un apel către minister, către domnul ministru Daia, să înțelegem care este mecanismul și stabilit în actul normativ care este pregătit. Vreau să vă spun, pentru că e pregătită ordonanță de urgență, astfel încât să fie plătit la data de 1 februarie 2023 stocurile deținute de către fermieri la 1 februarie 2023. După o formulă care poate suferi modificări, dar la momentul de față, ca și draft al actului, ca informare o am eu, este stocul fermierului la momentul recoltării versus tot ceea ce a vândut și a achiziționat în decursul acestei perioade până la 1 februarie. Pentru că temerea mea este să nu cumva de acești bani, puțini sau mulți, dar nu sunt, adică sunt foarte puțini în comparație cu pierderile pe care le au fermierile din cauza acestui comerț venit dintr-o piață în care, și asta trebuie să o spunem, fermierii vecini nu folosesc aceeași tehnologie cu limită din punct de vedere a folosirii inputurilor, nu mai spun că au avut la prețuri mult mai mici în Ucraina vis-a-vis de îngrășăminte și mai departe, dar tehnologia folosită nu este acceptată în mare parte în Europa. Deci, și atunci, deja clar, sunteți un pic cam tehnic pentru telespectatorii poate noștri. Poate sunt mai tehnic, așa sunt tehnic. Ideea era simplă. Dacă fermierii români vor mai primi bani de la Uniunea Europeană, pentru că ceea ce a negociat vor mai echipa primi bani. Domnului Daia nu a fost suficient. Mult sub ceea ce așteptau acești fermieri, spuneți dumneavoastră că e posibil să se mai distribuie niște sume din fondul de rezervă. Cu șanse foarte mari, dar suma a fost dublată oricum. Problema mea este către minister, ca nu cumva actul normativ să îndreptățească, da, din nou spun în ghilimele, pe acei comercianți de cereale și nu fermierul care a avut pierderi. Aici trebuie să fim foarte atenți și o să zăbovesc vis-a-vis de decizia finală a ministerului, pentru că îmi permite astăzi vremelnic funcția pe care o ocup, cea de președinte comisie, astfel încât să înțeleagă domnul Daia că trebuie să primească fermierul, cel care a fost afectat, nu cel care este și fermier, dar sunt unii pentru că care au beneficiat după urma acestei perturbări de piață. Pentru că sunt foarte mulți, cei care au făcut comerț sunt fermieri români. Da. Domnul Stângă, spuneam, i-a cerut demisia domnului Petre Daia. Același lucru s-a întâmplat și cu domnul Alexandru Popa, șeful liberalilor brăileni. Amândoi au cerut demisia domnului Daia. Spunea domnul Stângă, citez, eu când îl privesc pe domnul Daia, sincer să fiu, îmi aduc aminte de regimul comunist. Un om învechit, cu idei vechi, care vorbește mult și face foarte puțin, a spus domnul George Stângă. Atât cât îl cunoașteți dumneavoastră pe ministrul Daia, genul acesta de afirmații, credeți că îi produce vreo emoție? Îl afectează când este criticat? La vârsta dânsului nu cred că mai produce vreo emoție. N-are niciun fel de problemă, este prins numai pe ceea ce știe normal, și pe ceea ce știe. Împărtășesc din punct de vedere, politic, ceea ce au spus colegii mei. În schimb, împărtășesc cu o anumită observație.
Într-adevăr, domnul Daie, eu, ca liberal, nu mă dezic total de ceea ce se întâmpla în anii 90 sau după sau înainte de 90. Pentru că acea radiografie a unui sector, acel cincinal, unde să stabilești foarte clar producțiile și să ai o linie, erau foarte bune. Domnul Daia încearcă să aplice anumite lucruri și în mandatele trecute chiar a obținut, nu pot să spun. Acum, din punct de vedere a lipsei de dialog pe Programul Național Strategic, unde aș fi avut, și fac o singură observație, și dânsul și mai mulți politicieni au spus, domnule, trebuie, noi exportăm subvenții, exportăm materii prime. E o realitate, dar toți au învățat-o și cei care n-au legătură cu domeniul știu că exportăm subvenții și exportăm materii prime. Ok, și trebuie să facem valoarea adăugată. Prin ce faci valoarea adăugată? Prin procesare. Procesare cum poți să faci? Mâncând cerealele în zootehnie, da, procesare, valoarea adăugată prin carne sau prin industria alimentară. Ori când te uiți la cifre, toți o spun la unison, dar când te uiți la cifre, vezi că nu este adevărat. Pentru că din cele 920 ceva de milioane de euro pe pilonul 2 din fondurile europene, nouul program național strategic, 634 aproximativ de milioane sunt date tot în sectorul vegetal, de a ne cumpăra tractoare, de a ne utila din nou fermele și așa mai departe, și doar 200 și puțin de milioane sunt pentru zootehnie. Și atunci cum faci reforme cu adevărat? Aia ar fi trebuit. Aici îl văd oarecum ca minus pe domnul ministru Daia vis-a-vis de ultima decizie. Va mai rămâne ministrul agriculturii? Nu știu dacă va rămâne. La un moment dat vă dați seama, cu toții vom termina mandatele, mai devreme sau mai târziu. Aici e de decizie a grupului din care face parte dânsul Partidul Social Democrat, pentru că este un portofoliu intrat în urma negocierilor la PSD și ei vor decide dacă va fi sau nu. Dar eu am fost unul din cei care, lucrând în minister și cunoscând cât de greu îi impui și așa mai departe, fără a lua apărarea domnului ministru Daia, e ușor să spui, să-și dea demisia. Oricare, mâine, cum mai de una zi s-a întâmplat ceva la interne, dacă a mușcat un câine sau ceva pe primarul să plătească, ministrul să plece acasă. Cred că o ducem într-o extremă mult prea aici, direct, vis-a-vis de negocieri, ministrul are cea mai mare parte din vină, că nu poate să-și asume guvernul. Totuși, semnalul puternic pe care l-a dat președintele, vă spun încă o dată, cu siguranță informat de ceea ce se întâmplă și de probleme care sunt în sector, clar l-a acoperit sau, dacă într-un fel, l-a ajutat pe ministrul Daia la nivelul Comisiei Europene pentru a avea, România să fie pusă din nou pe hartă și în discuțiilor. Problemele sunt mult mai grave. Revenind la emisiunea de săptămâna trecută la care a participat colegul dumneavoastră de partid, șeful PNL Galați, domnul George Stângă, în acea emisiune domnia sa a revenit cu informația potrivit căreia dumneavoastră ați fi una dintre persoanele acelea foarte potrivite pentru a intra în competiția electorală la alegerile locale din 2024 și de a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Galați. S-a discutat serios în partid despre subiectul ăsta? Nu s-a discutat, cum să spun, serios se discută întotdeauna în Partidul Național Liberal. Mă onorează dacă a spus asta domnul președinte. Cu siguranță decizia finală va fi luată în cadrul unor măsurători care se vor face a celor care pot maximiza șansele partidului de a câștiga sau de, cel puțin de a obține un rezultat bun pentru Partidul Național Liberal. Sincer, astăzi când discut cu dumneavoastră, pot fi una dintre variante, dar poate nu varianta câștigătoare. Partidul este așa cum mulți care spun. E a doua oară când sunteți nominalizat de către domnul George Stângă. Înseamnă că știi ceva, domnul președinte. Dacă poate are anumite măsurători, poate sunt în primul în opțiunile Gălățenilor și nu știu eu, sau cel puțin dintre variantele liberale. Și atunci, da, asta nu înseamnă că nu... a completat informația spunând că vom mai face un set de măsurători. Despre asta spun. Și în cazul în care persoanele respective, era vorba despre dumneavoastră și despre domnul Onuț Atanasiu, vor fi cel mai bine poziționate în aceste măsurători, vor intra în competiție pentru primărie, respectiv președinția Consiliului Județean. Sunt, în Partidul Național Liberal sunt colegi, chiar dacă mulți dintre rivali spun că suntem un partid cu
puțini oameni sau cu oameni de valoare, așa cum se spune în politică, pentru mine toți sunt colegi și cei care astăzi, într-adevăr, fac politică, nu vorbesc neapărat la general, dar înseamnă un mare sacrificiu. Înseamnă sacrificiu pornind de la familie, pornind de la ceea ce înseamnă viața particulară, e adevărat, nu ne forțează nimeni. Eu personal, ceea ce am putut să fac, să ajut județul, atât cât am putut să o fac, am demonstrat-o și mai am puțin din mandatul acesta și am câteva obiective. Pe da, domeniul pe care n-am mandat de parlamentar sau v-ar plăcea să intrați în administrația? Foarte bună și mulțumesc de întrebare. Voi analiza foarte mult. După un mandat în care îl consider nu experiență, că experiență cel puțin parlamentar am avut, în executiv după un an de zile, sincer nu-mi doresc în executiv. Am eu pe plan personal proiecte pentru mine și pentru cei pe care îi reprezint din punct de vedere familial să pot să mă zbat. Nu-mi doresc și de aceea spun, este foarte greu atunci când nu-ți dorești ceva, cel puțin așa sunt construit. În momentul ăla să spui, doamne, îmi candidez și eu, că sunt obligat. Nu, eu intru într-o competiție atunci când îmi doresc și știu că pot veni să aduc o plus valoare. Nu critic ceea ce s-a făcut, da? Încerc și spun, de aici încolo eu aș fi putut să fac mai mult sau aș putea să fac următoarele lucruri. Eu analiză și pentru mine personal nu este o decizie în sine. Dar dacă fac parte totuși într-o echipă, nu pot să gândesc individualist. Dacă echipa, dacă oamenii spun că, doamne, am măsurat, am luat decizia, trebuie să ne asumăm. Pentru că în politică trebuie să și asumi anumite lucruri. Nu am spus nu, dar nu cred că sunt astăzi prima opțiune. Da, știți ce, pentru că mi se pare normal ca președintele partidului, indiferent cine ar fi el sau să fie prima opțiune într-o chestie exact de competiție electorală. Exact asta vreau să vă spun. În momentul în care s-ar face un sondaj, încredere, habar n-am, notorietate, și dumneavoastră nu se câștigă cu notorietate, cu încrederea, poate. La acest sondaj, înaintea domnului George Stângă, n-ar fi un semn de întrebare referitor la poziția domniei sale? Nu. Pentru că noi nu discutăm de maniera asta. Într-adevăr, în politică, trebuie să maximizăm rezultatul. Ori întreaga echipă, astăzi de parlamentari și nu numai, că este vorba de domnul președinte, că este vorba de senatorul Scala, că este vorba de deputat, la București suntem analizați ca și echipă. E adevărat că anumite, eu știu, discuții, dezbateri în cadrul formelor noastre statutare există cu privire sau sunt puncte divergente, ele există și e normal să existe, că de aceea suntem un partid viu. Din punct de vedere a deciziilor finale, clar, ele nu se iau, vreau să vă spun, nici măcar la nivel de Galați. Ele vor fi luate la nivel la analiză pe țară, la în cadrul biroului politic național sau în formele statutare, analiză și spune, acolo cea mai bună variantă este să maximizăm, mergem cu candidatul X, cu candidatul Y. Deci, dar clar, noi vom merge să prezentăm o strategie a partidului. Vedeți, astăzi nu știu dacă putem vorbi de 2024 sau de 2023, pentru da, că sunt analize, sunt contexte diferite. Am văzut că există un meci, cel puțin din punct de vedere mediatic, între domnul George Stângă și domnul Costel Fotea. Mai mult dinspre domnul Stângă, dacă mă întrebați pe mine, am văzut atacuri venite la adresa actualului președinte al Consiliului Județean, domnul Fotea. Voiam să vă întreb, în ce relații sunteți dumneavoastră cu dânsul, cu domnul Fotea, bineînțeles? Cu domnul Fotea? Eu sunt în personal, în ce relații sigur sunt? Ca oameni ne respectăm poziții. Domnul președinte, domnul senator, ca și rival politic, clar că sunt în asentimentul Partidului Național Liberal, întrucât trebuie să o spun aici, sunt și colegi, nu domnul Fotea direct, cu toate că am mai făcut și dânsul afirmație, dar sunt colegi de-ai dumnealui care de la vede ce discutam mai devreme. PNRR-ul l-au făcut liberali. Păi, a făcut tot ce erau, a făcut liberali. Că aș putea și eu să spun de domnul Daia. Ne-au spus că, și domnul Chesnoiu, au spus că Programul Național Strategic n-a găsit nimic la minister. Cu toate că în 2020 am avut 127 aproximativ de întâlniri cu mediul asociativ, cu fermieri. Am creionat un schelet de program național. Au fost anumite măsuri. Spre exemplu, că vă spuneam mai devreme, zootehnia pe draftul pe care l-am avut noi și l-am trimis într-o primă avizare la comisie, a avut 540 de milioane de euro, nu 200 și ceva de milioane, mai mult decât vegetalul. Asta e doar o particularitate. Deci PNS-ul aș putea și eu să spun, da, doamne, noi n-am lucrat deloc și un PNS prost. Cine l-a făcut?
l-a făcut X și Y. Colegii ai dânsilor ne-au mai atacat cu privire la vechea formulă de coaliție de guvernare PNL-USR. Ținând cont că am tranzitat crize multiple, începând cu pandemia, cu energia. Aici local am văzut o grămadă de intervenții de genul, cei de la PNL și cu USR care au făcut PNRR-ul și l-au făcut foarte prost. În momentul în care au început să apară bani prin PNRR, și am spus, e meritul celor de la USR și PNR. Nu, domnule, este meritul întregii clase politice, că toți am muncit și nu știu despre ce. Asta vorbim. Când ceva nu este în regulă, l-au făcut aia de la USR. Întorcându-mă la întrebarea noastră, fără să credeți că vă schivez, nu sunt un tip conflictual. Mai bine, sau cred eu despre mine cel puțin, că sunt mai diplomat. În sensul în care, dintr-un conflict de genul ăsta, nu poate să iasă ceva constructiv. Totuși, suntem responsabili și avem, pe lângă onoarea de a reprezenta pe Gălățeni, avem și o mare, mare responsabilitate. Pentru că dacă ne numărăm așa un pic, suntem câteva mandate importante. Din păcate, nu reușim să coagulăm un număr însemnat pe regiunea asta de sud-est, da? Și să avem, într-adevăr, o voce la București. O spun pentru că, tehnic, dumneavoastră îmi spuneți și mulți de acasă, nu mă înțeles că eu vorbesc mai mult tehnic. Pentru că vin din viața privată, vin din viața reală și eu sunt mai mult cu pixul și cu creionul. Mai puțin de a comenta. O să apară programul operațional regional, unde interesează foarte mult administrațiile pe administrația publică locală și, în general, municipalele. Fie că vorbim de Galați, fie că vorbim de Tecuci. Programul nostru regional, regiunea de sud-est, este copy-paste după nord-est. Pe ce noi avem nevoile și identificarea nevoilor făcute și soluțiile care sunt necesare la domnul Flutur sau cine s-a implicat în programul de nord-est și foarte bine că s-au implicat și i-a interesat. Da? De noi avem alte probleme. De ce este copy-paste după programul? Păi, pentru că l-am, în mare parte l-am citit și ca direcții de dezvoltare, da, aceste obiective strategice regionale, OSR-uri, pe scurtat, cum le spune, sunt în mare parte cele de care sunt în nord-est. Ori noi avem cu totul alte nevoi aici, de infrastructură, de partea. Ei au pus o componentă foarte mare pe dezvoltarea... Ei fiind cine, domnule senator? Administrația publică locală, administrațiile publice locale din partea din nord-est. Din nord-est. Și cine și a fost, o componentă? Cine a depus din partea administrațiilor din partea aceasta de sud-est? Nu, ar fi trebuit să existe grupuri de lucru, participare din partea administrațiilor, spre exemplu, că vorbeam de Consiliul Județean Galați, cu siguranță are cel puțin un membru în comitetul de monitorizare a implementării acestui program regional. Așa. Ar fi trebuit să facă și sunt convins că din partea Consiliului Județean, pentru că am mai discutat și cu primari, cu aleșii noștri, au fost date anumite informații, dar prea puțin. Domnule, trebuie să ne spuneți ce nevoie ați avea, pentru că trebuie să le însumăm și trebuie să scriem programul. De adere Brăila, exact, de adere Brăila ar fi trebuit să facă anumite grupuri de lucru și să finalizăm pe o analiză SWOT de nevoi a regiunii noastre. Doamne, unde punem bani? 30% îi dăm pe infrastructură, 20% îi dăm pe programe, nu știu, sociale, că suntem o zonă mai săracă. Nu știu, dau un exemplu. Partea de antreprenoriat, pentru că e o componentă care va fi pe antreprenoriat. Avem avantajul totuși în Galați și aici județul Galați, pentru că pe planul de tranziție justă e o sumă de 326 de milioane aproximativ, 328 de milioane, nu mai rețin exact, care va veni direct în sprijinul județul de a dezvolta și că și componentă administrației publice locale și mă refer aici la partea din ce înseamnă sprijin din punct de vedere a energiei verzi, un sumă de totală de 39 de megawatts. Deci administrații publice locale își pot diminua costurile, pentru că cele mai mari dintre facturi, și aici am un mare semn de întrebare, nu știu cum primăriile mici se descurcă, dar sunt de zeci de mii de lei, chiar de 100 și ceva de mii de lei, cum sunt comunele mai mari. Energie electrică, e un cost major, dar e o sumă importantă și pentru mediul de afaceri, pentru antreprenorii gălățeni. Aștept un semnal din partea Consiliului Județean să facă acele grupe de lucru, să vedem ce ne dorim, pentru că este important. Nu avem timp, sau eu cel puțin n-aș vedea doar o competiție asta surdă electorală, ba pe a ta, ba tu ai făcut greșit, ba o să vedem. La urma urmei, acești bani trebuie investiți cât mai bine, pentru că discutăm
de produsul intern brut al județului, în care nu ne face o onoare. Spuneți asta că nu vă place genul acesta de meci politic în care unul sau altul dintre partide să se atace, mai ales când este vorba despre PNL și PSD, partide aflate în coaliție de guvernare. Cu toate acestea, unul dintre subiectele aflate în discuție în momentul de față este ca la alegerile viitoare din 2024, PNL și PSD să candideze pe liste comune. Cum vedeți dumneavoastră acest subiect? Încă nu e o decizie. E o variantă de lucru, să spun, a coaliției. În 2020, puțin credeau că va exista o variantă. Clar, aveam, după 2019, am avut un an, am venit la guvernare, ne-am asumat în pandemie, să ne aminte. Și guvernul la acea dată, condus de Ludovic Orban, a creat o majoritate. Da? Ținând cont de ceea ce cred că nici doar poate președinții de stat sau cine a informații cu privire la război, a trebuit, au schimbat toate datele. Trebuia stabilitate la nivelul țării din punct de vedere a conflictului pe care îl aveam la granița de est și care nu s-a terminat sau nu dă semne că se va termina curând. În momentul ăla s-a încercat și cred eu că a fost cea mai bună decizie aceea de a, pentru că sunt și liberali care nu acceptă, sunt colegii ai mei care nu acceptă această coaliție cu PSD-ul. Dar dincolo de ce a dorit președintele, ce a dorit asta, pentru stabilitate a fost cea mai bună formulă pentru acești ani grei. Cred eu, pentru că avem totuși câteva programe naționale strategice, unul dintre ele cu cea mai mare finanțare fiind Planul Național de Redresare și Reziliență și celelalte programe, bineînțeles, cred că la nivelul, pentru că sunt dezbateri și la nivelul coaliției, cred că o stabilitate guvernamentală pentru următorii 4 ani de zile ar fi, ar aduce lucruri pozitive. Pentru că am, acum cel puțin, în acest mandat, am fost la guvernare și cu colegii care sunt astăzi în opoziție, cu cei de la USR, și i-am văzut cum gândesc. E ușor să vorbești după margină, ceea ce vă spuneam, și eu, și oricare alt fermier, sau oricare altul care cere demisia unui care este în executiv, dar n-a lucrat nici măcar o lună de zile în executiv să vadă cât de greu este, și aici trebuie să o spun, și cât de greu este să lucrezi cu funcționarii publici, nici care ei sunt foarte bine apărați de către lege astăzi și nu ai ce să-i faci aproape, ca și, eu știu, conducător în cadrul organigramei, în momentul ăsta. Și s-a demonstrat, pentru că toți miniștrii de la USR și colegii... Deschideți foarte multe paranteze. Paranteze. În timp ce vorbiți, mai deschideți o parte. O să pierdeți pe toți telespectatorii pe drum. USR-ul a demonstrat că nu poate fi un partener solid la guvernare. PSD este un partener solid, spuneți dumneavoastră. Da, și în urma dezbaterilor pe care le avem, pentru că sunt dezbateri, deciziile se respectă. De acord cu dumneavoastră. Cum vă explicați că astăzi când vorbim... Există, cel puțin la nivel de Galați, un meci deschis între PNL Galați și PSD Galați. A existat întotdeauna, trebuie să o cunoaștem. E adevărat, pe proiectele majore ale județului... S-a ajuns până în cutiile poștale ale gălățenilor. Au apărut deja niște poze cu Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, prin care este atacat că nu a făcut rost de fonduri europene pentru spital și tu sunt niște atacuri la adresa domniei sale. Cum se împacă cele două, domnule senator? Faptul că vă doriți o guvernare împreună cu cei de la Partidul Social Democrat, dar astăzi, cu un an înainte de alegeri, cel puțin nu avem altă dată, da, ați început un meci electoral cu atac direct la președintele Consiliului Județean. Ce ar trebui să înțeleagă gălățeanul? Personal, vă rog să mă credeți că nu știu de ceea ce spuneți dumneavoastră acum în emisiunea noastră s-au folosit cărți poștale. Nu știu. Vorbiți de această perioadă sau altă? Chiar nu cunosc. E vorba de două zile în urmă, nu? Deci săptămâna aceasta. Da. Chiar nu știu. Eu astăzi am venit de la București și n-am participat nici la ședința de birou politic județean de aseară. Chiar nu cunosc. Nu știu dacă este cel mai constructiv. Nu sunt asumate aceste afișe de la era întrebarea mea. Sunt asumate de către PNL sau a spus cineva că ar fi să fie de PNL? Toată lumea, știți cum este. Politic, putem spune orice. Dar, acum, într-adevăr, chiar domnul există... George Stângă aici în emisiune s-a luat exact de acest subiect, despre inexistența fondurilor europene pentru un spital la Galați. A fost unul dintre subiectele discutate. Ulterior a apărut și acel afiș.
S-au atras mai puține fonduri sau poate au pierdut anumite oportunități. Exact. Dacă s-au pierdut anumite oportunități, clar, cu toții suntem criticați. Și eu mi-asum. Sunt criticat în Milene și mâine am întâlnire cu toți fermierii din județul Galați care sunt membrii reprezentanții ai Federației Câmpia Covârlui, spre exemplu, întrucât am început un proiect. I-am susținut în 2012 pentru preluarea infrastructurii de irigație din județ, pentru că statul nu avea bani să investească și am spus doar fondurile europene sunt o soluție și trebuie să accesați și au înțeles și s-au organizat. Acum, din păcate, pentru că avem, din fericire că avem legea cu privire la finanțarea acestei infrastructuri din buget național, infrastructura mare de irigație, mă refer, când cea secundară va fi din programul național strategic, în sumă de 400 de milioane de euro, dar n-am reușit să preluăm infrastructura înapoi la stat ca să poți să-și aloci sume. Există un proiect important și mulțumesc aici actualului director de bunătățiri funciare, Anif Galați, pentru că îl implementează și am pus umărul aici la finanțare la SPA Dunăre, inima județului din punct de vedere a resursei de apă, dar din păcate dacă nu vom reuși să preluăm infrastructura, vom mai pierde încă un an de zile, iar fermierii după 2 ani de zile grei din agricultură nu își mai pot finanța, autofinanța reparațiile în sistemul de irigație. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de meciul politic între PNL și PSD, el a existat. Din păcate, îmi pare rău că nu există pe anumite teme, pentru că și aici, fiind ca și rezultat și reprezentativitate la nivel de județ, inclusiv Consiliul Județean, chiar dacă astăzi suntem minoritari în Consiliul Județean, nu avem aproape niciun cuvânt, dar nu când vă spun că am avut atâtea propuneri de proiecte și inițiative ale colegilor mei consilieri județeni, dar pentru că majoritatea este clar netă în favoarea coaliției de la nivelul județului, nu am fost luați în seamă. Și poate și de aici, dacă s-ar fi deschidere, eu așa aș vedea o deschidere, ar fi de la cel mai puternic, sau care se consideră mai puternic sau mai reprezentat la nivel de județ, către cel care are o reprezentare mai scăzută. Și în momentul ăla să existe o punte de dialog constructivă pentru proiectele județului. Din păcate, sunt oameni politici care înțeleg doar așa lupta asta politică de a denigra și de a spune că celălalt este mai potrivit. Aș veni cu argumente pozitive în plus și a spune foarte clar că aș putea să fac cu totul alte lucruri. Dar trebuie să existe deschidere și de partea cealaltă. Pe final de emisiune, știind activitatea dumneavoastră din Senatul României, luând în considerare poziția dumneavoastră în PNL la nivel central, sunteți președintele Comisiei de Agricultură, știind poziția dumneavoastră în interiorul filialei Gălățene a Partidului Național Liberal, spuneți-mi, unde vă vedeți dumneavoastră la finalul anului 2024, după ce se vor fi terminat toate cele 4 rânduri de alegeri? La finalul 2024, clar, o să fiu în echipa Partidului Național Liberal. În ce formulă? Mai puțin de spus, nu este decizia mea, va fi decizia colegilor, atât de la Galați, cât și de la nivel central. Consider că îmi fac datoria aici unde sunt și îmi place ceea ce fac, știi, în cadrul Comisiei de Agricultură, nu neapărat în poziția de președinte, dar dacă la momentul acela decizia va fi alta, mă supun deciziilor din cadrul partidului și voi rămâne un om de echipă. Și nu dacă veți candida, de exemplu, pentru o funcție, președinte al Consiliului Județean, și nu veți câștiga, ar fi un punct în minus în eventualitatea în care v-ați dori să candidați și la parlamentare? Dar nu știm cum vor fi, dacă se păstrează acest calendar. Mari șanse este să nu se păstreze acest calendar. Ori dacă cele locale vor fi cuplate cu parlamentarele, dacă vom vedea până ca și timing, luna iunie, maxim luna iunie va fi decisivă dacă din punct de vedere legislativ vor exista modificări astfel încât constituțional să se poată ține altfel, pentru că vă dați seama, într-un an destul de greu, într-un an în care trebuie să ai stabilitate la nivelul executivului cu privire la aceste programe, PNRR-ul are termen decembrie 2026, este poimâine,
Mâine este 2024 și un an de zile să stai doar în dezbatere și în competiție electorală, nu știu că dacă ar avea cineva de câștigat. Cu siguranță România nu ar avea de câștigat. Și de aceea se va încerca o comasare a acestor alegeri locale și parlamentare. Sau parlamentare cu prezidențiale. Nu, cel mai sigur. Sau parlamentare cu prezidențiale, mai puțin probabil. Vom vedea dacă într-adevăr se va lua decizia. Există totuși posibil, tocmai pentru a clarifica mai mult anul 2024, să avem alegeri posibil și în acest an. O să vedem. Nu mai este mult până când se va lua o decizie în acest sens. Înțeleg că luna iunie, iulie ar fi lunile în care se va decide care va fi direcția de urmat, cel puțin pentru electorale 2024, cum le-am numit eu. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în platoul de filmare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și sărbători frumoase și o primăvară frumoasă tuturor gălățenilor în continuare, că poate la sărbătorile pascale nu ne mai vedem și profit de această ocazie să le urez un Paște fericit, mai puțin de o lună de zile. Vă mulțumim mult pentru urările dumneavoastră și vă mai invităm aici în platoul de filmare pentru că avem câteva teme pe care le-am lăsat de suspans, rezervă, să spun. Dar le vom aborda într-o emisiune viitoare. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, o seară bună tuturor! Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos implementează proiectul Bridges of Trade. Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, BSB 861, prin Instrumentul European de Vecinătate, se desfășoară pe o perioadă de 34 de luni. În perioada 26-27 ianuarie 2023, Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos a organizat la Galați evenimentul internațional Bridges. La eveniment au participat 12 IMM-uri din județele Galați și Brăila, care s-au întâlnit în cadrul unor întrevederi predefinite, bazate pe interese comune cu beneficiarii din țările partenere, pentru a identifica potențialul unor colaborări. Evenimentul a fost deschis cu o prezentare a obiectivelor proiectului și a activităților întreprinse de fiecare dintre parteneri. Ulterior, producătorii români au susținut scurte prezentări ale companiilor pe care le reprezintă și ale produselor pe care le comercializează. Beneficiarii din țările partenere au fost invitați să viziteze standurile amenajate și să testeze produsele locale. La final, beneficiarii au participat la o prezentare a cramei Bratu din județul Galați. Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactați Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos.